domnul președinte a Consiliului Rector, stimați rectori, domnul ministru și echipa. Eu mă bucur foarte mult că avem acest format de dialog și trebuie să-l permanentizăm în esență. Noi întotdeauna spunem că educația construiește nu doar viitorul, dar și prezentul nostru. Educația este prioritatea absolută a guvernului, pentru că o societate rezilientă, o societate productivă, o societate în care noi vrem să trăim în pace și bunăstare, se bazează pe resursele umane, pe oamenii noștri. Și atunci este foarte important să avem un sistem educațional cap-coadă foarte, foarte bun. La această etapă, ministrul Perciun, și vreau să-i mulțumesc și lui și echipei, a identificat foarte corect constrângerea care există pentru copiii noștri în sectorul universitar. Și aici vreau să salut acele universități care, iată, de fapt toată lumea a început să se miște, dar avem universitățile care sunt tot mai active să se promoveze, să schimbe imaginea, în așa fel încât copiii să aibă încredere că studiile universitare sunt calitative, sunt foarte bune. Eu vreau să spun că noi, ca și prioritate, avem creștere economică, dincolo de celelalte aspecte de care este responsabil guvernarea, dar creșterea economică se bazează pe forță de muncă inteligentă. Și atunci, ceea ce facem noi în școală, ulterior în universitate, cum construim relațiile noastre cu industria, cum alocăm bugetele și eficient de cercetare și dezvoltare, aici, în cadrul la astfel de dialog, se hotărăște. Este clar că noi putem să discutăm mult despre faptul că nu ne ajung bani și asta este o discuție pe care trebuie să o avem, dar trebuie să avem și o viziune pentru viitor. Cum construim sectorul universitar în Republica Moldova în așa fel încât el să fie eficient, să fie atractiv, să fie integrat în sistemul universitar regional și global, mai ales atunci când este vorba despre îmbunătățirea calității serviciilor educaționale, proiectelor de cercetare comune, schimburilor de studenți, proiectelor comune între universități. Este la fel de important să atragem cât mai mulți studenți din exterior. Cred că Republica Moldova este foarte bine poziționată să ofere și să exporte servicii educaționale. În acest sens, tot așa, Ministerul a depus efort să avem o mai mare prezență în regiunile de unde putem să aducem studenți din exterior și ne dorim o creștere a numărului de studenți. Guvernul va face ce este necesar în sens de legislație și de infrastructură de integrare a acestor studenți în mediul academic, infrastructură și așa mai departe în Republica Moldova. Aici rămâne și universitățile să depună efort, unu, să aibă un profil bun și apreciat în exterior, dar este foarte important să putem și să citim lecțiile astea și să avem procesul educațional într-o limbă internațională. Bun, prima este engleză. Aici am să mă opresc și o să-i ofer cuvântul președintelui Consiliului Rectorilor, domnul Ciuban, vă rog. Mulțumesc mult, excelență domnule prim-ministru al Republicii Moldova, onorate domnul ministru Educației, stimați membrii echipei Ministerului Educației, dragi colegi rectori, în primul rând suntem onorați și vă mulțumim din partea Consiliului Rectorilor din Republica Moldova pentru oportunitatea, posibilitatea
de a ne întâlni astăzi într-așa un format pentru un dialog, un format deci, foarte serios pentru a pune la cale, pentru a stabili niște priorități pentru sistemul de învățământ superior, pentru universitățile din Republica Moldova. Astăzi, ca niciodată, este foarte actual de ne întoarce cu fața la educație, la cercetare, la învățământ. Deci, avem în spate foarte multe provocări. Aceste provocări sunt determinate atât de demografia care este în Republica Moldova, cât și de situația deci din afara țării, geopolitica, războiul din Ucraina, toate aceste lucruri se răsfrânge și asupra tineretului, se răsfrânge asupra educației din țara noastră. De aceea, instituțiile de învățământ superior din țară au nevoie de o prefață, au nevoie de o ajustare, de o modelare, de un restarting pentru a face față tuturor cerințelor care sunt astăzi puse către învățământul superior din țara noastră. Cum a spus dumneavoastră, deci fiecare universitate astăzi trebuie să fie la un nivel, noi toți tindem și suntem pentru politica de integrare europeană, deci universitățile trebuie să fie europene, trebuie să avem internaționalizare, trebuie să punem accentul pe diversificare, pe calitatea studiilor respectiv. Sigur că nu poate exista tot acest lucru fără și introducerea digitalizării și a metodelor noi și moderne de implementare atât în actul educațional, cât și cel profesional, universitar și postuniversitar care este. În această ordine de idei, Consiliul Rectorilor din Republica Moldova este o organizație binevolă, este o asociație obștească, deci care vine, care corespunde și la baza ei stă universitățile de stat din Republica Moldova, având un caracter consultativ și sigur că pentru noi ar fi foarte bine ca acest dialog, acest format să-l avem pentru a pune în fața noastră, inclusiv și a Ministerului de Resort, a conducerii țării, și noi astăzi venim după ședința de ieri, un proces verbal cu un set de probleme, probleme majore, stringente, care ne leagă pe toți prezenți în sala aceasta, care ar contribui la, în primul rând, la autonomie mai mare a universităților, ceea ce este foarte important și care ar contribui la o dezvoltare substanțială a învățământului superior din țara noastră pentru o dezvoltare durabilă a acestui sector. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul președinte, domnul ministru. Bun, mulțumim tuturor că ați dat curs invitației noastre și mulțumim domnului prim-ministru, în primul rând, că a acceptat să avem această ședință. Eu cred că este un format foarte bun de discuție și, într-adevăr, sperăm foarte mult că o să fie un format permanent. Este important să existe o aliniere clară între Ministerul Educației și Guvern și nemijlocit și Consiliul Rectorilor, cred eu, legat de principalele priorități. Eu am să fac o scurtă prezentare, așa, cu anumite elemente de viziune strategică, pentru că, cu siguranță, aici mai trebuie de lucrat și de discutat în comun și de ajuns la consens pe majoritatea acestor subiecte, dar eu cred că asta o stimulez o discuție inițială. Acum, atunci când vorbim de sistem universitar, cred că ceea ce îi preocupă pe toți, în primul rând, este numărul de studenți și care este evoluția acestuia în următorii ani și care sunt prognozele pe următoarea perioadă de timp. Ceea ce vedeți și în prezentare și cunoașteți foarte bine este că am cunoscut în ultimii 10 ani o reducere dramatică a numărului de studenți în Republica Moldova. Observați acolo numărul de studenți la licență, deci la 78.000 am ajuns la 42.000 de studenți. În ultimii 5 ani există într-adevăr un anumit fenomen de stabilizare
a fost o perioadă mai critică până în anul 2019. Un anumit efect, cred că a avut și pandemia și o să-l resimim, să-l vedem acum și datele pe admitere și acolo se vede la fel, dar este clar în esență că mai mult de 42.000, 43.000 pe tot sistemul, și noi vorbim și din instituțiile publice și din instituțiile private, la licență noi nu vom avea. Din păcate, cred că astea sunt cifrele maxime pe care le poate genera sistemul astăzi, reușind din situația demografică pe care noi avem. Situația legată de înmatriculări este similară. Vedem și aici o descreștere, înmatriculările la licență în anul 1. Și o să observați că de la 16.000 cât se matriculau în 2014, gradual am ajuns la 12 prin 2019, 2020 un an absolut atipic și cred că reprezintă și maximul potențial pe care noi îl putem avea, e 14.000, bineînțeles neavând posibilitatea să meargă la studii psihotare. Asta a fost bazinul. Încetișor, după aia, revine la situația pandemică lucrurile când vorbim de înmatriculare și, oricum, vedem o anumită stabilizare așa față de perioada 2014-2019, când a existat un trend descendent. Ceea ce este foarte îngrijorător și eu sper că noi o să putem să discutăm mai în detaliu ulterior, este rata de absolvire. Deci eu am suprapus înmatricularea cu absolvirea la licență și o să observați că dacă aveam o rată de... Deci pentru cei care au intrat în 2014, 82% au absolvit. Pentru cei care au intrat în 2019 sau în 2020, 60% doar au absolvit. Deci noi vedem o menținere în ultimii ani a numărului de înmatriculări, dar rata de absolvire este în continuă scădere. Și aici trebuie să ne clarificăm împreună de unde apare această diferență. Ori lumea abandonează studiile pe parcurs după ce vine la universitate, ori avem anumite probleme, de fapt, cu datele reale la înmatriculare, dar o reducere de la 82% a ratei de absolvire la 60% în 5 ani de zile pune semne de întrebare la care noi trebuie cu toții, cred că, să medităm. În orice caz, după cum spuneam, după mine, ăștia 14.530 cât au fost în 2020, asta cred că e potențialul maxim al sistemului. Vă transmitem prezentarea, îmi pare că e un pic mărunt totuși aici, nu se vede suficient de bine. Ca să înțelegem iarăși potențialul, am vrut să vedem, să fim toți pe aceeași pagină. 14.000 cred că e maximum la cât putem opta pentru tot sistemul, și public, și privat. Noi avem în jur de 12.000 de absolvenți de clasa 12 în fiecare an, dintre care dau bacul în ultimii ani 92%. Și cu toate eforturile noastre, dacă 80 dintre ei aleg să rămână în țară, deci vorbim cam de 10.000-9.500 de absolvenți de liceu care pot să rămână în Republica Moldova. Acum, bineînțeles, cu eforturile noastre conjugate, cu investiții, poate noi putem să creștem proporția celor care aleg să rămână în Moldova mai mult de 0,8, dar asta deja e un indicator destul de înalt după mine în condițiile actuale și mai degrabă îl vedem în ultimii ani datorită efectului pandemiei și eventual acelor modernizări care se întâmplă în unele universități, dar mare potențial adițional mă tem că nu este. Și în cazul colegiilor avem 6.200 de absolvenți, foarte stabil aici tendința ultimilor ani, dintre care noi am proiectat o înrolare la universitate de 75%. Și respectiv cam așa am ajuns la acest potențial cumulativ, colegiu plus clasa 12, de aproximativ 14.000 de oameni. Dar 75% de la colegiu care merg la universitate, tot e un semn mare de întrebare, dacă asta este bine. Pentru că în scopul învățământului vocațional tehnic nu se pregătească în primul rând studenți pentru universitate, dar se pregătească pentru piața muncii. Și întrebarea este de ce după 4 ani de colegiu noi mai facem încă 3 ani de licență. Și mai lungim acest proces cu un an, mai ales în condițiile când un elev la colegiu necesită investiții de 30-40.000 de lei, un elev la liceu 17-18. Și noi îl instruim la colegiu 4 ani, după care îl mai și instruim la universitate. Așa că asta e o altă discuție structurală pe cum construim pista și, de exemplu, ce s-a modificat acum recent în cod, noi am extins numărul de credite până la 60 care pot fi echivalate, pentru a scurta eventual durata studiilor superioare pentru cei care vin cu
uneori la pedagogie de la colegiu și merg la universitate, se poate mai repede să-și ia licența și atunci să asigurăm o coerență, pentru că ce vedem în Germania, în Austria, în țări consacrate, când vine vorba de învățământ vocațional tehnic, e 30% care merg la universitate și 70% care merg să angajeze, pentru că asta a fost obiectivul de bază a colegiului. În orice caz, mesajul de bază pentru toți în jur de 14.000 este admiterea maximă la care ne putem aștepta și în ultimii ani, cifra asta, în următorii ani, cifra asta nu văd neapărat de unde ea poate crește, pentru că și așa parametrii sunt înalți, cele elemente ale calculului care au fost inserate sunt înalte. Vă aduc aminte, absolvire de 90% tabacului, dintre care 80% aleg să rămână în țară și în cazul colegilor 75% care merg la universitate după absolvire. Asta o să fie dimensiunea sistemului nostru universitar în următorii ani. Cam 14.000 la admitere și în ușoară descreștere. Acum, pornind de la lucrul ăsta și nu doar, am zis să ne uităm un pic și peste bugete și cum stau lucrurile aici. Ar fi câteva elemente de menționat. Noi avem o rată medie de creștere a bugetului executat pe învățământ superior cam de 10,5% în ultimii 5 ani de zile, un pic mai înceată decât rata de creștere a întregului sector, care e de 12,5%. Există o dinamică în acest sens, dar un lucru care îl discutam și cu domnul prim-ministru, uitându-ne în ponderea în PIB a învățământului superior, ea rămâne oarecum constantă și chiar într-o ușoară scădere în anumiți ani, în ultima perioadă de timp, și oscilează între 0,4-0,5% din PIB. Ceea ce, după cum se vedem aici, nu este tocmai standardul european. Media europeană e 0,8. Noi suntem la 0,4-0,5. În același timp, media europeană pe învățământ general e 4,7. Noi suntem la 5,7. Cu alte cuvinte, avem și o problemă structurală de organizare a sistemului de învățământ, unde investim mult în învățământul general. În același timp, investițiile în învățământ superior nu sunt comparabile cu cele la nivel european și asta clar că generează niște discrepanțe în raport cu vecinii noștri, cu oferta care există pe piața europeană și cred că trebuie să fie un obiectiv strategic al nostru în timp să creștem ponderea în PIB a finanțării pentru învățământul superior, condiționat, reieșând și din discuția care o avem astăzi și reieșând și din priorități strategice pe care ne deseteam, dar ăsta este un cadru general important. În același timp nu pot să menționez că în 2014 un aprobat, noi avem practic o înghețare a costului per student la această etapă și a cheltuielilor pentru învățământ superior față de 2023 executat. În 2023 executat intră clar că și resursele la Banca Mondială, între și acea plată unică de 5.000 de lei, care e o plată unică care a fost făcută în trecut și a generat și un buget mai înalt. Dar cum n-ar fi, cred că și dumneavoastră să porniți această discuție pe executat aprobat 2023 față de 2024. Mesajul general, după mine, ar fi că oricum, într-o perspectivă, noi trebuie să ne ambiționăm, să găutăm resurse, să creștem ponderea în PIB, eventual cu o realocare din contul învățământului general sau altor segmente, însă piramida astăzi nu este construită foarte coerent pentru a asigura menținerea studenților noștri în Republica Moldova. Guvernul, în același timp, face eforturi cumva consolidate în sensul investițiilor în sector în ultimii ani, ultimii 2-3 ani. Noi avem 25 de milioane de euro în proiectul Băncii Mondiale care au fost partajați între universitățile pe care le vedeți pe ecran. Deci cam 7 milioane la USM, aici vorbim și de cele 2 milioane pe cămine care urmează să vină, UTM 5-7, Universitatea Creangu 49, Universitatea din Bălți 22, USMF 42, Universitatea din Cahul 04, USM 06, un total de 25 de milioane. Și iarăși, cu susținerea domnului prim-ministru, noi am reușit în CIP să aprobăm de principiu deschiderea negocierilor cu Banca Mondială pentru încă 30 de milioane de euro, care ar urma să vină începând cu anul 2025 și așteptăm vizita băncii
cât de curând pentru a stabili prioritățile pentru aceste resurse, dar ele o să fie orientate din punctul nostru de vedere, cred că în infrastructură și reșind și din prioritățile care le discutăm astăzi. Acum, trebuie să recunoaștem că noi cu dumneavoastră nu avem niște indicatori comuni de monitorizare a calității sistemului. Deci noi vorbim deseori despre finanțare, dar noi nu vorbim despre calitatea lucrurilor pe care îl facem cu toții și dumneavoastră și noi la minister și să înțelegem dacă ne mișcăm în direcția corectă sau nu. Și ar fi minunat noi să agreiem ca și parte a acestor discuții cu o anumită frecvență să monitorizăm indicatorii ăștia și să ne verificăm pe noi înșine dacă facem ceea ce trebuie. Noi am calculat pentru prima dată rata de angajare a absolvenților la licență media pe 3 ani, 2023-2020, și e de 42%. Am luat datele de la CNAS, am luat diplomele voastre, IDNP-urile celor care au absolvit și ne-am uitat la ziua de astăzi câți dintre ei au un job, cel puțin în economia formală, pentru că asta noi vedem, cât sunt, lucrează informal greu de zis, dar pornim de la cifre pe angajare reală cu contract de muncă. Și 42%. În România, din ce mă uitam ieri, în jur de 70%, media UE la 86%. Deci sunt întrebări la rata de angajare. Clar că depinde de climatul economic, nu depinde doar de universități, dar și calitatea studenților pe care îi producem și nivelul lor de competență afectează lucrul ăsta. Discuțiile din partea mediului de afaceri referitor la acest subiect sunt vechi, lungi și mesajul întotdeauna a fost același. Integritatea, cred că este un alt element de monitorizare foarte important. Noi o să avem o discuție cu noastră vineri pe acest subiect. Noi am realizat acel sondaj pe 7 instituții publice, 4200 de studenți, cu o marjă de eroare de plus minus 3% pe fiecare universitate. Și o să discutăm vineri, dar cred că acea discuție o să genereze anumite acțiuni ulterior. Și un punct de pornire pentru noi toți, care să-l monitorizăm foarte așa, dramatic și frecvent, cel puțin o dată în jumătate de an eventual, dar să vedem că există un progres pe dimensiunea de integritate. Gradul de satisfacție a studenților, iarăși, este un element care s-a măsurat acum în acest sondaj sociologic și putem să-l discutăm. Și un eventual alt indicator pe care noi l-am inclus în formula de finanțare și inclusiv în criteriile de performanță, ține de atractivitatea pentru absolvenții de liceu și colegiu a studiilor universitare din Republica Moldova. Noi nu avem, din păcate, la Ministerul Metodologiei foarte clar de calcul acestui lucru, pentru că mai avem de lucrat la sistemul informațional și eu cred că e admiterea care o facem anul ăsta, unde toată lumea o să depună online dosarele la admitere și un sistem național de colectare a datelor de la universități privind studenții reali care sunt, o să ne ajute foarte bine să monitorizăm și asemenea indicatori, precum să înțelegem și mai bine de unde derivă acea mare discrepanță între absolvenți și înmatriculați, care totuși e destul de semnificativă. Câteva așa priorități care le vedem de la minister și care am vrea să le discutăm sub fiecare dintre ele, urmând, bineînțeles, să avem cumva un plan, cel puțin o înțelegere comună, variantă ideală, un plan comun cu guvernul. Internațional. Deci obiectivele mari sunt calitatea și competitivitatea studiilor. Asta cred că e critic și toată lumea e de acord. Creșterea veniturilor proprii. Este un alt element esențial pentru sistemul nostru. Cred că cu excepția una-două universități, majoritatea sunt sub 10% atunci când sub 15% când vine vorba de veniturile proprii și toată lumea, nu știu dacă toată lumea, dar marea majoritate are activi nevalorificate care nu sunt utilizate și care pot genera venituri pentru universități. Venituri din studenți autohtoni, strict vorbind, am văzut că din număr n-o să avem de unde, pentru că vedeam mai devreme că ne plafonăm la 14.000 în cel mai bun caz și putem merge doar în descreștere, în realitate, reieșind din realitățile economice care sunt și demografice. Și cercetare. Deci astea ar fi trei dimensiuni cheie. Acum, așa, liniile de intervenție, ele spliază pe una sau pe mai multe dintre ele. Internaționalizarea, despre care am vorbit mult, eu cred și mă bucur că și colegii din guvern și domnul prim-ministru vede această dimensiune ca una prioritară. Pornim un proiect pilot cu UTM-ul acum.
din proiectul Băncii Mondiale, un milion de euro, de euro, cred că o să fie alocați pentru internaționalizare, pentru început, pentru 4 universități și să facem un efort considerabil să aducem. Dar aici e nevoie de implicarea dumneavoastră, pentru că eu înțeleg că nu neapărat toate colectivele universitare vor să facă efort suplimentar în acest sens, pentru că nici este un efort suplimentar, nu trebuie să ne amăgim, nu e ușor. Noi suntem gata să investim, dar e nevoie de asumare din partea tuturor. Gestiunea corespunzătoare a activelor e un alt element. Sunt suficiente bunuri nevalorificate la deplinul potențial și cred că trebuie să avem o discuție, o înțelegere comună, cum noi măsurăm lucrul ăsta, cum noi îl verificăm, ce potențial există pentru lucrurile astea. Noi am început aceste discuții cu unii dintre dumneavoastră, dar cred că e bine să avem o discuție comună și un sistem comun de monitorizare. Pentru că dacă avem spații care le putem da în chirie și de principiu acolo nu se întâmplă nimic, n-ar fi rău să le dăm în chirie. Sau dacă avem activi economice unde pot fi prestate servicii de sport, și ele astăzi stați cumva în centru Chișinăului și nu generează venituri, înseamnă că e o problemă. Poate trebuie să investim ca să le aducem la capacitatea în care ele să fie competitive, dar ele pot genera venituri și haideți să privim cu toții cum noi asta verificăm, monitorizăm și ne ținem de un angajament comun de a crește veniturile proprii în veniturile universității. Integrarea cu piața muncii, acel indicator despre care spuneam, învățământ dual în superior, eu sper că o să ajute un pic. Conexiunea și dialogul mai bun cu business-ul, întotdeauna este un lucru bun, dar primul pas aici cred că e învățământ dual. Și monitorizarea de comun acord. Haideți să agreiem metodologia, cum măsurăm. Noi vă propunem prin intermediul CNAS-ului să avem aceste date și să înțelegem cu toții. Până la urmă, absolvenții noștri, la care facultăți, și asta e 42% care se angajează, asta nu e 42% care se angajează pe profesie. Dacă ne uităm pe profesie, acolo lucrurile sunt un pic mai diferite. Nu e neapărat ușor metodologic de a stabili cum, unde trebuie să angajezi un absolvent la sociologie, de exemplu. Dar nu este imposibil pentru contabilitate sau pentru pedagogie, bună oară. Integritate, vă spuneam, un element esențial care eu cred că afectează și atractivitatea într-o mare măsură. Care este cadrul comun de integritate pe care noi îl monitorizăm și îl respectăm. Sondajele sociologice, după noi, sunt un bun instrument de monitorizare și asta trebuie să fie o monitorizare externă și asta e o dimensiune pe care noi nu o să facem compromisuri. Modernizarea infrastructurii și creșteri salariale, cu siguranță, pentru modernizarea infrastructurii sunt aceste resurse mobilizate și care urmează să mai fie mobilizate prin intermediul băncii, pe creștere și salariale, asta e clar că e comanda de stat în primul rând, discuția este în această zonă, cu ce viteză, când, cum și ce urmează în sensul ăsta. Și aici și eficiența utilizării resurselor nu este puțin important. Cum utilizăm mai bine ceea ce avem astăzi. Cum aș vedea eu următorii pași? Să avem o agendă comună asumată de Guvern și Consiliul Rectorilor, reieșând din aceste priorități strategice, prioritățile să aibă ținte, cine și cât studenți străini, pe integritate, v-am spus, vorbim vineri și ne uităm peste cifre și pornim de acolo ca și punct de pornire. Dacă putem într-un an să înjumătățim numărul celor care copii la examene, de exemplu, deși în mod normal n-ar trebui nimeni să copii la examene, și exact așa, reieșând din angajamentele care le facem împreună, ci să asumă guvernul să fac pe partea de investiții, pe partea de comandă de stat, dar asta trebuie să fie cumva un vals în doi, unde noi ne angajăm pe dimensiunea de resurse și Consiliul Rectorilor se angajează pe dimensiunea de rezultate, angajabilitate, integritate, atragere studenți străini și așa mai departe. Și depinde și de cum ați permitat, domnul prim-ministru, semestrial sau trimestrial să ne întâlnim după ce elaborăm această agendă comună, cred că noi putem să o facem într-o lună, ne asumăm cu toții și ne revedem cu anumite frecvenți și raportăm cu toții pe marginea angajamentelor luate ale Ministerului, ale Guvernului și ale Rectorilor, pe marginea acestei foi comune de parcurs. Atunci eu cred că o să existe într-adevăr o dinamică în jurul priorităților specificate.
Deci cam asta am vrut să zic pe partea de, cum așa, elemente strategice de viziune pe sistem. Asta sunt elemente, că cu siguranță sunt multe alte lucruri la care s-ar putea de privit mai în detaliu. Și aș vrea să discutăm pe marginea lor, pe marginea subiectelor care dumneavoastră ieri l-ați identificat ca fiind prioritare la Consiliul Rectorilor. Și astăzi să avem așa, o discuție de start a unui dialog pe care să-l construim în următoarea perioadă de timp și să fie unul consistent. Mersi tare mult! În lista care ați prezentat-o să luați așa highlight-urile. Da, suntem de acord cu cele expuse de domnul ministru, suntem de acord să facem acest lucru împreună, să participăm în agenda comună cu criterii respective și rezultatele care să ne ofere într-un scurt timp. Deci, dar tare am dorit ca să vă expunem principalele, cele mai importante care le-am identificat noi după ședința de ieri, care sunt stringente și importante, deci fiecare din colegii noștri au participat, pe care îl vizează mai mult sau mai puțin, dar aceste puncte le vizează pe toți luați împreună. Și sigur că prima poziție care este aceasta este rectificarea legii bugetului de stat pentru anul curent la componența învățământul superior și aceasta este în profit a creșterii valori diferență luat în calcul la fondul de salarii, a salariul minim pe economie și banii care au fost alocați, deci ei nu sunt îndeajuns și toate universitățile, la perioada de iunie, sfârșitul lui iunie, înainte de a plăti salariile, concediale pe vară, o să se întâlnesc deja cu un deficit enorm, un decalaj, care este aproximativ de la 25% și noi rugăm, dacă se poate, așa, ca să vă includeți în rectificarea legii bugetului, ca acest lucru să îl putem depăși. Asta este prima. A doua sunt deci, operarea modificărilor la codul fiscal din 24 aprilie 97 și anume avem două articole, articolul 51.3 și articolul 112 cu privire la impozitarea veniturilor proprii a universităților. Până ce? Nici o universitate nu este impozitată, dar toate controlele care le-am avut de ani de zile, avem scrisori din partea Consiliului Rector, din partea Rector, la toți miniștrii și guvernările precedente și actuale, deci este un lucru extraordinar care în toată lumea, inclusiv în România, noi suntem membri Consiliului Rectorilor și din România și participăm acolo, deci care am fi scutiți de taxele de TVA în desfășurarea diferitor procese care le avem în universitate, nemijlocit, care nu aparțin învățământului conform codului educației. Și asta este foarte important. Astăzi nu mă înscriu, dar la un moment dat o să ne trezim că acest lucru poate să pui pe prânci universitățile, inclusiv dacă noi ne pornim în internaționalizare și dumneavoastră cunoașteți că universitatea are experiență în internaționalizare și atunci aici apar careva venituri. Aceste venituri noi toți le investim absolut în deci, salarii, numai decât că fără salarii noi nu o să facem atractivitate, noi nu o să impunem oamenii să învețe limba engleză, dar trebuie să fie o engleză foarte bună, într-așa mod ca să fie calitate, ca studenți să vină în universitate. De ce? Să plătești, deci cu cât calitatea e mai bună la engleză, cu atât coeficientul de salarizare este mai mare, de pildă la noi în engleză 1,5 și la cei americani 2, dacă trebuie să ai o engleză foarte bună. Și a doua parte, pentru investirea în infrastructura universității, în condițiile de studii, tot aceștor studenți internaționali pe care noi îi primim. Acești bani pot fi controlați oricând, ca noi să nu avem
alte careva, spunem, elemente de tranzacții și rugăm ca să, dacă ar fi un document, ca să ne liniștim pe viitor, ar fi extraordinar. Aducerea în concordanță actelor normative și legislații privind transmiterea patrimoniului de stat în gestiunea instituției de învățământ superior. Dumneavoastră cunoașteți că tot patrimoniul și clădirile, inclusiv și pământurile, deci clar că noi avem fondatori și ele de la sine sunt în gestiunea statului. Dar atunci noi am putea să investim mai mult în ei, am putea să avem niște planuri pe mai mulți ani, inclusiv, iată, ceea ce s-a întâmplat nu de mult și alături sunt rectorii care poate spui, domnul rector Bostan, cu pământurile care are nevoie pentru dezvoltarea agriculturii, chestii și mai departe. Și atunci noi, ca gestionari, ne luăm responsabilitatea ca să le gestionăm și să nu avem frica aceasta de patrimoniu. Aprobarea unei metodologii unice de determinare a costurilor de studii. Noi suntem aici instituțiile de stat, dar avem și instituții private și atunci când nu este o metodologie comună și atunci avem mai multe aceleași specialități, aceleași domenii și fiecare universitate are haos și pun prețuri diferite, dar prețurile trebuie să fie atractive, toate prețurile trebuie să corespundă la mai multor criterii. De pildă, noi, universitatea noastră, ieri am întărit prețurile, ele tot timpul depind de. Noi suntem țară nu UE, dar cu potențial foarte mare în UE și cu programe de studii în UE. Deci prețurile în UE sunt foarte mari. Cei care sunt din vecinii noștri, acum Ucraina este scoasă, dar este Georgia, este Armenia, sunt țări care au prețuri foarte joase, cu calitate foarte joasă, unde au foarte multe universități private să vând diplomele și atunci noi trebuie să avem o claritate în acest domeniu și să avem o politică de prețuri și aceasta trebuie să fie clară ca bună ziua. Că atunci dacă la noi prețurile să fie mai mari, toți s-or duce la Dunărea de jos și or face cu mult mai ieftin sau s-or duce într-o țară europeană unde un preț e foarte mic. Deci, în linii generale, așa ceva. Aprobarea hotărârii de guvern 928, abrogarea. Se vorbește foarte mult, știm că lucrează și Ministerul Educației are un efort deosebit la abrogarea acestei, cu privire la plasarea în câmpul muncii absolvenților instituțiilor de învățământ. Problema a fost raportată și de domnul ministru, este decalaj, să pierd studenții de la matriculare până la absolvire. Sunt foarte multe cauze. În primul rând, deci după ce intră la noi, ei mai depun și în alte țări și vecinii și europenii și pot să ducă din țara asta. În al doilea rând, nu toți au IQ-ul și posibilitatea de diferite instituții de învățământ și nu își pot onora obligațiunile. De pildă, la medicină, la facultatea de medicină, 120 de studenți anual se duc. De ce? Că nu se regăsesc. Deci el o văzut, e frumos, îi place, dar când se învețe, odată de greu și atunci el se duce. Și cel mai important, că dacă noi lăsăm această prevedere, copiii să întoarcă banii, deci în primul rând ele să bat cap în cap cu niște articole misiunea învățământul superior, unde și deci codului deci unde învățământul este obligator sau este pentru fiecare, este oportun să aibă studii superioare. Și dacă noi să-i punem să întoarcă banii, noi sparim din start, ei deodată îți vii la contract, ei îți duc la universități private, ei deodată s-o duci în România, nu-or veni la noi, dar știi că trebuie să întoarcă banii. Altceva, dacă ei au devenit specialiști, dacă lor li s-au acordat primele pentru cei ce se vorbește acum, 200 și de mii de lei pentru pedagogi, inclusiv și pentru doctori, și dacă el face studii postuniversitare și nu se duce în câmpul muncii, atunci el întoarce și. Dar chestia asta e o spărăietoare care se micșorează, deci brusc, numărul de înmatriculați.
Deci, asigurarea procesului de distribuire a locațiilor financiare bugetare conform prevederilor metodologiei financiare, cel târziu pentru luna decembrie. Deci, noi ne dorim ca să știm din timp, până la începerea anului de învățământ, care sunt bugetele, care sunt alocațiile, ca regulă se întâmplă chestia asta luna martie și noi avem consiliul rectorilor, fac senatorile în luna martie. Deja e târziu, deja anul e început, deja. Deci sunt niște planuri și noi ne dorim aceasta să o facem mult mai repede. Aprobarea planului comenzii de stat la învățământul superior, tot așa să fie minim în luna mai o claritate, să avem planul, să știm câți studenți ne trebuiesc, care sunt acțiunile noastre, cum promovăm, cum pregătim baza tehnico-materială pentru ca acest lucru să fie o claritate. O mare parte din clădirile universităților noastre, inclusiv cele care se află în capitală, inclusiv cele de Ștefan cel Mare, inclusiv cele de la Arte și mai departe, sunt clădiri de menire culturală și istorică, deci și reconstrucția și reparația acestor clădiri, edificii, necesită o implicare foarte serioasă și trebuie să treacă foarte multe comisii. Am auzit ședința de guvern astăzi, deci ministrul Prodan a ridicat această întrebare, el este sensibilizat că acolo este un proces foarte complicat de a trece la acest lucru. În afară de asta, deci noi rugăm ca să fie niște fonduri de rezervă din cotul alocației bugetului de stat pentru finanțarea specială acestor construcții, pentru reconstrucțiilor, dar cel mai important chiar și pentru menținerea acestor edificii. Modalitatea și modificarea metodologiei de finanțare instituțională a organizațiilor de drept public din domeniul cercetării și inovării în vedere și avem nevoie, după ce s-a creat acum codul de cercetare și inovare, deci după ce foarte multe instituții de cercetare au trecut în posesia universităților, dumneavoastră cunoașteți că nu a fost lucru simplu, dumneavoastră cunoașteți că este foarte multă lume, dumneavoastră cunoașteți că ei sunt foarte mulți deja depășiți după vârstă și deci articolul 36 ne-ar fi de folos de-l schimbat, care ar scoate restricțiile acestea de un salariu, 0,5 salariu în funcție la cei învârstnici, că astăzi nu previne tineretul în cercetare. Noi suntem de acord, noi să lucrăm, noi să ne punem în strategiile noastre de dezvoltare acest lucru, dar astăzi cei care sunt acolo, noi trebuie să-i păstrăm și să le dăm posibilitatea să lucreze. Deci mai detaliată este scris în nota informativă, de aceea dacă este posibilitate de reconfigurat aceste două articole, metodologiile financiare instituțiilor de cercetare, noi am fi foarte recunoscători. Modificarea metodologiei de evaluare externă a calității. Deci, astăzi vorbește foarte mult de calitate, de acreditare, toate universitățile își doresc și doresc să fie acreditate și național și internațional și acestea sunt factori pentru dezvoltare, potențial și nu numai, dar tot ce este astăzi în Republica Moldova este deja învechit și actele normative, ele ANC-urilor care sunt, deci nu ne aranjează pe noi rectorii, noi ieri am vorbit acest lucru, în primul rând acreditările de 5 ani, noi permanent suntem în acreditări, nu mai vorbim de prețurile care sunt, deci am dorit ca și durata să o schimbăm, nu 5 ani, dar 7 ani de zile, să debirocratizăm acești termeni, aceste proceduri. Asta nu înseamnă că noi nu suntem, nu ne dorim acreditări. Noi ne dorim acreditări serioase, dar cele care sunt astăzi tot trebuie revizuite și atribuția agenției să fie puțin modificată.
Următoarea problemă care este destul de mare și nu este simplu nici pentru noi, nici pentru dumneavoastră, revizuirea atribuțiilor Agenției de Guvernare Electronică. Eu ieri am spus la ședință că câteodată nu ajunge un mandat de 5 ani de rector ca să faci o licitație. Mai ales acum când vin toți cuinui lenii. Deci, el întâi câștigă și pe urmă se gândește unde să realizeze ceea ce a câștigat. Idei n-are de asta. Deci, și s-o pucă de ce doriți, de la calculatoare până la scaune și mobilă. Și ne-am trezit cu acest lucru în proiectul Băncii Mondiale. Acolo sunt din cerințe foarte dure, sunt foarte stricte, cu niște deci, perioade de implementare care noi, practic, nu putem face față. De pildă, eu vorbesc de medicină, deci vorbim de laboratoare. Nu este nicio unitate în țară că să facă mobilier de laborator. Și-o câștigat, n-are idei de laborator și iată noi ne tragem de cravată, deci banii sunt, proiectele sunt și nu numai. Și nu numai. Deci, de aceea ar fi să ne așezăm la o masă rotundă, nu vrem deci, să ieșim din afara legii, dar mai ales la cercetare. Câteodată este nevoie de 2-3 mililitri de careva substanță care nimeni nu o aduce în țara asta și nimeni nu o să aducă pentru o ampulă sau pentru 2 mililitri de aceeași substanță. Și atunci licitațiile se fac milioane. Și invers. Deci câștigă licitații, rechini care permanent lucrează și aduc chinezi, aduc lucruri care noi lucrăm și la calitate. Sigur că nu la cantitate și ne dorim să facem lucruri, mai ales atunci când se investesc de banii europeni. Deci vrem să facem calitate și acest lucru nu tot timpul ne face față nouă. Integrarea colegilor de profil în cadrul instituției de învățământ acreditate de stat după profilul de instruire, organizare și funcționare învățământul terțial. Deci, astăzi în lume, în România, avem experiența și unor colegi din Republica Moldova și acest lucru s-a dovedit a fi foarte, foarte benefic. În primul rând, se lucrează pe toate șehierile de spunem așa, de personal, atât cu studii medii de 2 ani, de 3 ani, cum a spus domnul ministru, cât mai răbi să-i dăm în câmpul muncii, care e mai bun să-i luăm în instituțiile de învățământ superior. Dar posibilitățile noastre care sunt mult mai mari decât posibilitățile lor și noi am putea sub aripa, umbrela instituțiilor, să facem niște instituții medii de învățământ, de profil, să fie tot acreditate, să fie internaționale, cu programe și cu investiția fondurilor internaționale. Și acest lucru, dacă este posibil de discutat și de văzut după posibilități de-l introdus. Expunerea, deci alături de noi sunt colegiul din teritoriu. Noi avem Universitatea Regională Bălț, Cahul, Comrat, Traclia, care ieri a fost la ședință online, astăzi, cu păreri de rău, n-a venit și n-a spus de ce n-a venit. Deci, dumnealor au îngrijorare și ar dori ca să intre în discuții pentru o strategie de dezvoltare a universităților regionale pe parcurs. Și eu nu am putut să nu pun această întrebare, ei sunt aici alături astăzi de noi. Și o întrebare care a pus-o domnul rector Stratan nu a fost inclusă aici, că am discutat cu sindicatele, dar iarăși ne întoarcem la cercetare. Știți că în învățământul superior, profesorul, asistentul, conferințiarul, deci au până la 62 de zile de concediu. Când acum cu comansarea instituțiilor de cercetare, deci ei tot trec sub acestea și se propune că ei tătă vara să lucreze, dar nu să fie în concediu, de micșorat acest lucru. Ne gândim în ce mod, cum să schimbăm. Deci eu am spus așa, în mod
foarte general, dacă sunt colegii aici, ceva nu a fost de înțeles, aș vrea ca să îi expui, să comenteze ceea ce am spus eu. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul președinte. Ceea ce văd eu sunt două categorii de solicitări. Prima este solicitări de buget, direct sau indirect, și a doua categorie este de reglementări. În ceea ce privește bugetul, noi ne străduim să alocăm maxim posibil, cu atât mai mult că am zis asta e prioritate pentru guvern și face parte, educația face parte din planul general de creștere, planul general de dezvoltare economică și socială, plus că avem aceste servicii educaționale să le putem și să le exportăm. Aici, cum să zic eu, este o altă parte a bugetului, în sensul că o altă parte a creșterii finanțării pentru universități. În ceea ce privește reglementările, aveți angajamentul nostru să le simplificăm la maxim, în așa fel încât dumneavoastră, ca universități autonome, să puteți să luați cât mai multe decizii în interiorul universităților. Vreau să revin la ceea ce a spus domnul ministru în ceea ce privește performanța academică. Ea este foarte importantă, respectiv, și ca chestie reputațională, adică și ca element reputațional în exterior. Dacă noi vrem să creștem exportul de servicii educaționale și avem acest potențial, aici reputația este foarte importantă. Și atunci, măsurările pe care le vom face la fiecare jumătate de an pe integritate, da? Asta va constitui și unul din criterii de finanțare, pentru că noi vom revedea și sistemul de finanțare și criteriul de integritate va fi unul destul, își va crește din pondere în acest domeniu. Ceea ce vreau încă să atrag atenția este faptul că noi avem nevoie de consolidarea acestui sector educațional ca să devenim mai competitivi și în interior și în exterior. Foarte des întâmpinăm copii care ezită să vină la universitățile noastre pentru că nu au încredere. Nu au încredere și atunci se duc pe o bursă cel mai aproape în România. Și asta este minunat și foarte bine, doar că cu o probabilitate foarte mare acești studenți care pleacă nu mai revin. Este sarcina noastră să îi determinăm, să îi încurajăm, să le dăm încrederea că serviciile noastre educaționale sunt calitative și există această componentă de integritate în calitatea serviciilor educaționale. Dacă domnul ministru vrea să comenteze mai mult pe aceste solicitări, vă rog. Deci unele dintre ele sunt cumva în proces de realizare cu hotărârea de guvern referitoare la plasarea în câmpul muncii, noi ar trebui, pentru că e legat și de indemnizația de 200.000 de lei și în momentul în care mai avem vreo două avize, cred că, de colectat, cea mai importantă e că Ministerul Finanțelor ne-a dat aviz și viziunea generală este să excludem această obligativitate. În avizul revizuit și Ministerul Afacerilor Interne a fost de acord și Ministerul Sănătății, așteptăm un aviz nou care să ne zică de principiu că și pentru ei este la fel ok lucrul ăsta și atunci o să rămână obligativitatea rambursării într-adevăr doar pe acele indemnizații care se achită, nu și pe studii. Și o să încheiem acest capitol. Asta însă înseamnă retroactiv nu produce efecte, deja acum o să trateze Curtea de Conturi, Inspecția Financiară, stațiile create până la abrogare. Vedem, putem discuta, dar rezolvăm problema prospectiv cu siguranță, retrospectiv rămează să vedem. Pe impozitarea veniturilor proprii de la universități pe TVA, poate și cu susținerea domnului prim-ministru și discutăm cu domnul ministru finanțelor, în condițiile când oricum astăzi ele nu se încasează. Costurile de studiu, noi am pornit acest proces de lucru. Trebuie, aici o să fie nevoie de implicarea dumneavoastră. Noi am încercat să pilotăm pentru anul întâi la pedagogie să vedem cât real ne costă un student, ieșind din planul de studiu.
Avem cost salarial și pe el îți prospectăm un anumit cost administrativ. E nevoie de făcut acest exercițiu ca să putem să argumentăm mai clar în fața Ministerului Finanțelor care sunt necesitățile reale de finanțare, dar metodologic trebuie să agriem cu voi cum calculăm, să avem o poziție comună, cum pe partea asta, că toată lumea care trece prin Curtea de Conturi are aceeași solicitare de la ei să genereze un cost de studiu per student și cred că e timp să ne lămurim cu partea asta. Integrarea colegilor, poziția Ministerului este de a susține acest demers. Cred că ne referim în special la Colegiul de Medicină ca un potențial opțiune. Și poate și colegii pedagogici, da, aici mai discutăm cu doamna ministră, vă încurajăm să discutăm și cu doamna ministră și noi discutăm și să găsim o formulă care să fie potrivită. Pe universitățile regionale eu nu văd anumite modificări în următorii ani, știu, o conservare mai degrabă a situației. Noi o să, și din aceste 30 de milioane care vine, urmează să determinăm cât investim și cum. Poate pentru unele universități regionale o opțiune bună și integrarea colegiilor. Aveți în unele regiuni colegii foarte puternici și pedagogii, de exemplu. Și așa mai departe. Și ăsta e un subiect, dar vrem, ca și pe toate celelalte, să avem o viziune strategică comună. Și discuția să fie despre cum vedeți inclusiv voi perspectivele de dezvoltare a universităților și ce necesități sunt și care sunt acele perspective, reșind din mediul de afaceri care este în zona economică Bălță în cazul vostru, colegii pedagogici care sunt în zona Cahulului și așa mai departe. Deci voi trebuie să ne ajutați să formulăm împreună cum aceste universități se vor dezvolta și în ce direcție și ce tip de servicii vor presta, pentru cine, în ce volume și așa mai departe. Cercetarea discutăm, noi îmi pare că urmează să renegociăm contract colectiv pe educație și aici vorbim și trebuie să și cu sindicatele de discutat, inevitabil. Nu cred că o să fie o sugestie foarte populară din partea lor, dar în același timp 62 de zile de concediu nu-i puțin, totuși. Pe 33-36 noi suntem sceptici. Eu cred că noi trebuie să facem un efort pe tineret. Asta înseamnă să revenim la formula în care din finanțarea instituțională acoperim costul pe cercetare, inclusiv pentru cei care au mai mult de 70 de ani. Acum înțelegerea este că noi la bugetul de stat, pentru cei cu peste vârsta de pensionare, acoperim 0,5, peste 70 de ani 0,25, restul pot fi acoperite normele respective din veniturile voastre proprii sau din proiecte. Deci nu există o restricție de a da lumii o normă, dar nu pe finanțarea instituțională. Poziția noastră este că totuși trebuie să facem un efort mai mare de a găsi tineri, dar haideți să vedem dacă ei efectiv nu-s și nici n-au de unde apărea și voi n-aveți cum să-i creșteți, dați să vedem și aveți cercetători de 75 care sunt indispensabili pentru calitatea cercetării, vorbim. Dar vreau să, pe bune, să ne străduim să găsim mai tineri. Când vorbim mai tineri, vorbim de 55, de 45, nu vorbim de 25. Dacă găsim 25, e minunat, dar știți cum. Să nu conservăm un status quo, pur și simplu pentru a-l conserva. Deci, astea ar fi comentariile mele de bază pe aceste solicitări. Sugestia generală ar fi să ne luăm timp să discutăm pe acea agendă comună și să o agreiem, reieșând și din, eu știu, viziunile care le au ceilalți rectori referitor la ce ne-a expus. Dacă îmi permiteți, în primul rând, domnul prim-ministru, mulțumesc pentru această întâlnire cu rectorul de peste 7 ani și, din câte eu țin minte, e prima întâlnire așa între președinte de guvern sau prim-ministru cu rectorii, de obicei aveam la nivelul Ministerului Educației. Noi foarte bine înțelegem care sunt provocările cu care se confruntă și Guvernul Republicii Moldova și la nivel regional și la nivel local. Și vă mulțumesc că înțelegeți și problemele învățământului superior, fiindcă eu, practic, din 2016 la toți ministrii educației le spuneam că învățământul superior este în comă.
că dacă nu intervenim masiv să ieșim din acea situație care există, riscăm să pierdem lupta concurențială, în primul rând cu vecinii noștri și, de fapt, cu cei din regiune și mai extins. Și, într-adevăr, aceste crize demografice și migrație pe care noi o vedem, își spun cuvântul, de aceea curajul pe care își l-a asumat guvernul, inclusiv în reforma sistemului universitar și a cercetării, este unul foarte lăudabil și, în acest context, Universitatea Tehnică, nu pot spune că a beneficiat, dar a trecut într-un proces de reformatare, de fuziune prin absorție cu institutele de cercetare, trei institute și cu Universitatea Agrară de Stat. Și acum, sincer, dacă eram relativ sceptic și aveam niște temeri că cum se va desfășura procesul, cu ce provocări o să ne întâlnim, eu pot să vă spun că după 2 ani de zile, eu cred că a fost un pas care a salvat învățământul agricol din Republica Moldova. Dacă inițial a existat o rezistență, o temere față de necunoscut sau zona de confort cumva pierdută a celor lăfos la Universitatea Agrară, astăzi eu pot spune cu certitudine că majoritatea colegilor care sunt parte a comunității noastre chiar spun că a fost un pas foarte corect. Vă mulțumesc cu această ocazie și pentru retrocedarea celor 568 de hectare care au fost preluate cândva de la Universitatea Agrară. Deci s-a înfăptuit un fapt de justiție, fiindcă chiar avem nevoie de loturi didactice, experimentale și în acest context este important și partea asta cu impozitarea veniturilor, că mă gândesc că vom avea venituri nu doar din activitatea de studii sau de cercetare, dar inclusiv și din activitatea agricolă. Și în acest context, noi de fapt aveam mai multe discuții cu domnul rector Șarov, fiindcă și domnia sa, conducând Universitatea de Stat, a trecut prin același proces de fuziune pe locuri, dureros pentru cei care au fost preluați în comunitatea academică a USM, și reșim și din situația pe care toată lumea o cunoaște, nu este un secret, situația demografică, potențialii studenți, ce se întâmplă, care sunt tendințele pe plan regional și inclusiv faptul că ați menționat foarte bine că astăzi ca o universitate să atragă studenți, trebuie să aibă o reputație înaltă, o vizibilitate inclusiv internațională, studenții tot mai mult, potențialii studenți uită și pe clasamente. Ori noi de câțiva ani tot facem analiză pe clasamentele internaționale și deocamdată încă nici măcar nu suntem incluși în acele clasamente mari, care, pe de altă parte, se extind. Dacă inițial Times Higher Education avea 600 de universități în clasament, astăzi are peste 2000-3000, Shanghai Ranking la fel, Arvu la fel și deocamdată noi încă nu suntem. Este un clasament în care apar toate universitățile din lume, 30.000, dar e pe vizibilitatea web și ca să intri deja în liga celor mari, ca să atragi studenți internaționali, fiindcă ei se uită și la acest lucru, e nevoie de și resurse și capacități. Și în acest context noi discutăm cu domnul rector Șarov ca o idee de ce nu să inițiem un proces de fuziune, dar nu prin absorție. O fuziune ca între două universități prietene, cu care avem o colaborare de mai mulți ani comună și care ne-am complementat unii pe alții, fiindcă astfel s-ar forma o universitate comprehensivă, care ar fi mult mai rezilientă la inclusiv fluctuații pe piața forței de muncă, inclusiv la diverse provocări, crize, și exemple de acest fel există, inclusiv și la vecinii noștri din România, ori universitățile comprehensive sunt mult mai abile în a atrage diverse proiecte, mai ales într-o lume unde interdisciplinaritatea, multidisciplinaritatea contează. Nu ne intersectăm extrem de mult astfel încât cumva să împărțim cojocul și avem și o experiență de lucru în acest sens. Noi am avut o discuție și la Senat și la Consiliul de Administrație, dar acum îi ofer cuvântul și domnului rector Șarov, dacă... Colegii, eu sunt, încântat pentru această inițiativă, să vedem dacă
pentru că, uitați-vă, o astfel de consolidare transformă, de fapt, imaginea sectorului universitar. Și, cum ați menționat, domnul rector Bostan, avem dimensiunea corectă sau o dimensiune care să ne expună în exterior și mai mult. Și asta este o... Dar să vedem ce zice domnul Șară. Da, stimați domnul prim-ministru, stimați domnul ministru, domnul secretar de stat, stimați colegi, în primul rând vreau să mulțumesc pentru faptul că la întrebările esențiale la care, de care ne-am unit și am avut o unitate de idei în cadrul Consiliului Rectorilor, am primit un răspuns. Cifrele noastre, respectiv, de gaură din bugetul universitate, ca și la alte, corespund tot cele de la minister. Problema principală este problema a rectificării de la buget pentru a exista și pentru a ne face planurile, strategiile pentru viitor. Poziția Ministerului pentru noi la capitolul legat de integritate, creșterea calității, corespunde întru totul, cu atât mai mult că noi nu concurăm între noi, între universitățile din Republica Moldova. Scopul nostru este într-un peisaj educațional românesc în general, cel european. Dacă la prima problemă avem o claritate, am să vă rog, domnul prim-ministru, domnul ministru, la capitolul legat de patrimoniu, de asemenea. Da? Problemele legate de patrimoniu sunt sensibile. Dacă nu sunt răspunsuri la întrebări astăzi, timp de un an, asta nu înseamnă că nu avem viziune foarte clară. Într-o perioadă de 4-5 ani și experiența României pentru noi este una relevantă. Atunci când se cumpără proprietăți de către universitățile mari, universitățile mari trebuie să fie niște universități puternice. Sunt organe abilitate care poate fi cu ochii pe noi cum se gestionează ele și am coborât povara inclusiv și de pe stat, în afară de salarii, cum am putea să le folosim eficient pentru noi. Aceste două elemente sunt pentru mine unele distinctive. Trei, stimate domnul ministru, din o mare parte din întrebări am primit răspuns deja fie la legea 923, fie la alte subiecte pe care le vom discuta în și ulterior și mă bucur că ei pe bani ministerului recomand să mișcă în această ordine de idei. O să încerc totuși să vă conving și cu metodologie de finanțare instituțională. Am să vă duc doar două exemple astăzi. Da? Ea se referă nu numai la cei de la 70-75 de ani, dar inclusiv la cei până la vârsta pensionară, inclusiv la cei tineri. Nu pot să-i angajez mai mult de un salariu. Cum pot să angajez un tânăr cercetător cu 7.000 de lei? Un studiu de caz de la Institutul de Istorie are 7.000 de lei, are un salariu la liceul Cociubenski și mai are la colegiul de informatică încă 2.000 de lei. Nu-l cetez, mai degrabă să-i dă această posibilitate. Ori avem cercetători tineri de 40-50 de ani în care poți să-i dai un salariu și jumătate în funcție de performanță și să-i mai dai performanță din partea instituțională a universității ca să-l menții, ca să creeze un cadru de meritocrație. Ori în ceea ce privește, ar fi trebuit, cred, condiții de autonomie, de coborât de la minister în autonomie universitară, fiindcă avem suficiente pârghii, și aici tot ați vă dau doar un singur exemplu, cazul lui Ghenadi Corocincov, care în anul trecut a primit premiul de stat. Da? Deci el e primul în lista de citeri internaționale. Este purtat de universitățile din România, din altă parte, ca pur și simplu să fie asociat la una din universități cu salarii mari, eu nu pot să-i dau mai mult de 2.300 de lei. Da? Deci, aceste exemple vorbesc despre faptul de cum am putea să discutăm la acest subiect în legătură cu schimbarea metodologiei și lucrurile ar fi putut să fie făcute într-un perioadă mai rapidă. Ori un alt exemplu care, domn prim-ministru, s-ar putea rezolvat mult mai rapid, chiar dacă nu este o chestiune atât de strigentă, să zicem. Da? Agenția de guvernare s-a transformat într-un partid comunist, da, deasupra. Ea îngreunează inclusiv misiunea noastră de a Băncii Mondiale. Dacă o să știți, eu m-am documentat, am văzut corespondența și ping-pongurile între universități, credeți-mă, vă rog, că este un specific la fizică, la chimie, în funcție de utilaj în care tu nu poți să le uniformizezi. Și lucrurile acestea, la compartimentul caietului de sarcini inițial, da, ok, dar mai departe, vă rog frumos, noi ne reținem la Banca Mondială în mare parte și o poziție comună tuturor universităților care s-au ciocnit de acest proces. Clar că tendințele care au fost vocifrate de domnul ministru sunt îngrijorătoare și le confirm încă o dată tendințele din 2007 și până în prezent și cifrele nu poate să nu ne îngrijoreze, însă și faptul că avem în clasa 10 anul acesta datele Ministerului 12.500 de copii, din care 2.400 la științele exacte și potențialei
cei care vin ulterior la inginerie sau la specialitățile exact, nu ne fac să ne gândim și noi. Deci noi nu vin numai cu probleme legate de solicitări pragmatice, da? Dar ce facem noi la rectori? Mesajul care l-am transmis și care l-am discutat la Consiliul de Administrare, la Senat, la ora decanilor, mai au ședință cu director de institute joi, este următor că vom duce discuții cu colegii din alte universități, inclusiv nu numai cu Universitatea Tehnică, să discutăm timp de un an, să vină o inițiativă de jos. Da? O inițiativă de jos care o face o universitate puternică. Cazul Universității de Lisabona, spre exemplu, este unul relevant, o universitate comprehensivă cu o universitate tehnică. În 2013, da, a fost complicat, dar nu realizabil. Cu atât mai mult că tendința Universității Tehnice de a devenit o universitate comprehensivă este lesne de înțeles. Cifrele care au fost prezentate ne arată o scădere dramatică a numărului de studenți pe care îl avem și atunci cei doi rectori pornesc dintr-o perspectivă în care nu interesează funcția de rector. Să uităm rector, cine este Șarov, ori Bostan, ori altcineva. Să construim ideea și demonstrăm că este să fie benefic pentru oameni, pentru colectivele pe care noi le conducem. Și cred eu că această inițiativă individuală se așează pro-rectorii, zicem, pe diferite compartimente, cei de la secția studiei, cu atât mai mult primul avantaj care le văd eu, imaginați-vă noi tehnologii, numai cât trebuie să investim în softurile pentru planificare, pentru contabilitate, care sunt milioane de euro, nu de lei, ar putea să fie unificat, care se corespundă zilei de astăzi și fiecare din reformele care au fost întreprinse în învățământ superior, ați văzut că au produs foarte multe animozități. Propunerea noastră să nu căutăm vinovatul, să încercăm să căutăm împreună soluții și să demonstrăm prin comunicare la Consiliul de Administrare, la Senate, în discuțiile care le avem în permanență de acum cu Ministerul. Eu sunt mulțumit de discuția de astăzi în care am primit răspuns de acum la primele două întrebări, domnul prim-ministru, stimați colegi. Vă mulțumesc că ar fi mai multe lucruri, cred că de vorbit, dar nu vreau să monopolizez nici cum discursul. Cifra de 18.000 de studenți, în general, fără licee internaționale către anul 2030, este o cifră reală. Și exemple universităților care au dispărut, IRIM-ul sau Universitatea Cantemir, vorbesc la sine. La una au ajuns 12 studenți, 12 din 309 care erau pe listă și la altă universitate, de altfel o universitate bună ca infrastructură, ca idei, dar noi erau studenți. În jur de 80 de studenți. Ce facem noi? Ne băgem singuri pe noi? Sunt rezultate care trebuie continuate mai departe și această inițiativă ne bucur că este ținută de a discuta între noi și de a spune anumite viziuni pentru viitor, cum putem să ne mișcăm. Eu vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul rector. În primul rând, pentru această inițiativă, cum ați numit-o, de jos. Da, este și un semn de maturitate în tot sistemul și este doar de apreciat și vă mulțumesc pentru aceste inițiative și este evident că guvernul va susține. Deci haideți să discutăm cum putem face lucrul ăsta și ce trebuie să întreprindă guvernul ca acest lucru să se întâmple. Mai departe, în ceea ce privește gestiunea patrimoniului, este poziția comună în guvern că acest patrimoniu trebuie să fie gestionat de către universități. Și evident nu se pune la îndoială faptul că un bun achiziționat din bugetul universității urmează să fie gestionat exclusiv de universitate. În ceea ce privește reglementările bugetare, dincolo de creșterea bugetului, dincolo de scutirea de anumite impozite a veniturilor care nu sunt legate nemijlocit de procesul de studiu, aici iarăși guvernul manifestă flexibilitate și așa cum discutați aceste lucruri particulare în ceea ce privește, de exemplu, situația cu cercetarea și cu cercetătorii și cum alocăm, cred că aceste constrângeri care vin astăzi din partea guvernului, ele mai mult sunt legate de deficitul de bani pe care îl poate acorda bugetul public, dar cred că putem găsi o formulă prin care decizia să o descentralizăm și atunci când agreem asupra unui buget, deciziile le luați dumneavoastră, puteți să aveți un sistem mai formalizat sau un sistem pe care dumneavoastră vreți să-l gestionați individualizat cu anumiți cercetători, cu anumite sisteme de încurajări sau, cum zic în română, incentives. Deci
cred că tendința asta trebuie să fie de descentralizare și decizia să fie luată în nemijloce de către rector. Ceea ce putem noi, adică ceea ce noi trebuie să ne asigurăm este că agriem asupra bugetului. Odată ce acest buget este, deja dumneavoastră, adică rectorii, vor putea să aibă mai multă flexibilitate în administrarea bugetului corespunzător. Domnul ministru. Da, eu aș vrea câteva lucruri să comentez. În primul rând, un asemenea proces ar fi o premieră pentru Republica Moldova, ar fi într-adevăr un proces agreat pe deplin cu comunitățile universitare și rezultatul unei dorințe din partea comunităților și într-adevăr un test de maturitate cu privire la ceea ce urmează să întâmple în următorii ani și reieșând foarte clar și realist din ce este posibil astăzi. După mine, ar însemna o competitivitate sporită pe plan internațional și în special în spațiul românesc. Dar aici e important să existe discuții cu comunitățile, să înțeleagă lumea beneficiile. Nu cred că este grabă în acest proces. Orice schimbare întotdeauna este una dificilă, generează un sentiment de anxietate și necesită foarte multe discuții și explicații. Și cumva este bucurător că dumneavoastră vă asumați acest proces. Noi suntem gata să vă sprijinim și dacă o să fie nevoie, venim alături noastră în discuții, dacă nu, nu. E un proces care îl gestionați dumneavoastră cum considerați oportun și ne spuneți cu ce putem interveni și susține. Pe partea de autonomie, e un subiect delicat din punctul meu de vedere. Noi ne-am mai ars cu alte sisteme atunci când vine vorba de prea multă autonomie și independență. De principiu, autonomia e un lucru bun, dar trebuie să avem obiective comune. Și atât dacă noi stabilim obiective comune clare, și eu revin la mesajul inițial de a avea o foaie comună de parcurs, și noi ne angajăm că facem A, B, C, D, cum noi asta facem, e strict la discreția dumneavoastră. Dar că avem niște obiective agreate în comun, sistemice, asta cred că trebuie să fie totuși o decizie negociată și agreată și asumată și care are angajamente de ambele părți și consecințe. Dar deja, cum consideră universitatea sau alta, că e mai bine să gestionezi bugetul reieșând din obiectivul general de a crește, de exemplu, veniturile proprii sau competitivitatea, atrage studenți mai mulți buni și așa mai departe, cred că putem discuta. Dar noi încă n-am ajuns la etapa asta în care să avem obiective comune clar formulate. Și ar fi minunat dacă noi am putea să ajungem acolo și să avem o înțelegere foarte transparentă pe marginea acestor obiective și atunci, cu siguranță, poate veni și la pachet și cu mult mai multă autonomie în luarea deciziilor, în baza unor, iarăși, obiective stabilite împreună și niște perspective strategice înțeles. Eu cred că toată lumea este cointeresată în asta, până la urmă. Ok. Colegi, eu pentru mai multe discuții, evident, o să le aveți cu domnul ministru Perciun. Încă o dată vă mulțumesc. Aceste ședințe le vom avea regulat. Odată în trimestru, cred că este bine să ne vedem. La început să ne coordonăm acțiunile, să vedem care sunt problemele reciproce pe care le avem noi ca guvern, dumneavoastră ca reprezentanții învățământului superior și a branșei de cercetare. Ambele sunt la fel de importante pentru guvern, pentru cetățenii noștri. Aceste sesiuni și aceste întâlniri ne va ajuta gradual să ne aliniem obiectivele. Da. Și corespunzător să avem o mai bună sincronizare a acțiunilor și activităților, în așa fel încât, cum am spus, sectorul universitar să fie unul de încredere pentru studenți, să fie de încredere pentru industrie, și de încredere pentru comunitatea internațională și a celor care vor să învețe la noi și a celor cu care noi colaborăm în plan internațional. Eu încă o dată vă mulțumesc foarte mult, încă o dată apreciez faptul că am ajuns la un nivel de maturitate a, să zicem, a industriei educaționale și această inițiativă care a fost prezentată de către ministrul Bostan, rectorul Bostan,
mai știu, rectorul ăsta și ministrul, rectorul Șarov, este o inițiativă excepțională. Eu vă mulțumesc și vă doresc lucrări fructuoase mai departe împreună cu ministrul Tărcea. Mulțumesc. Mersi mult, domnul prim-ministru. Mulțumim. Ok, deci propunerea mea ar fi următoarea. Noi planificăm următoarea ședință pe iunie-iulie, final de iunie, început de iulie, tocmai 3 luni de zile. Noi ne angajăm să raportăm punctual fiecare din punctele care noi le-ați invocat. Unde nu putem face, spunem că nu putem face, unde putem... Deci angajamentul e să avem răspuns. Da, nu, da, nu. Și unde le putem rezolva până atunci le rezolvăm. De exemplu, știm foarte clar că noi discuția pe TVA o avem de mult. Ce trebuie concret de schimbat? Unde? În codul fiscal trebuie? În codul educației? Unde îți prevedem lucrul ăsta? Și iată, noi până atunci să avem un răspuns foarte ferm, da, guvernul își asumă sau nu își asumă. Ca să fie clar. Eu cred că o să asume, dar așa pe fiecare din astea, 13 sau câte puncte sunt. În paralel, cu unii dintre noi astea, noi să ne întâlnim vineri și după discuția de vineri, eu aș vrea noi să avem o discuție poate cu toată lumea. Voi apropo ne datorați nou obiectivele rectorilor aprobate la Senat? Corect? Nu le-ați transmis? Corect. Pentru performanță. Că ele sunt aceeași cheie. Da? Mulți au transmis. Pentru că asta este genul de cadru care ne permite să avem și niște obiective la nivel de sistem, care după aia se traduc în deja obiective pentru fiecare universitate și știm cu toții în ce direcție să ne mișcăm. Și poate după discuția de vineri noi putem să avem o discuție pe ce vreți voi să măsurați, cum înțelegeți voi calitatea în sistem. Cum voi credeți, la ce ar putea noi să ne uităm cu anumite regularitate, să înțelegem dacă facem ceea ce trebuie sau nu, dincolo de admitere. Că pe admitere o să fie 14-13, poate mai puțin ulterior. Dincolo, iată, cum să înțelegem că absolvenții sunt cei, că nivelul absolvenților este potrivit. Că își găsesc lucruri de lucru, când ne spun că le-a plăcut la universitate, că... Și haideți să măsurăm lucrurile astea, lucrurile care nu le măsurăm, nu le putem îmbunătăți. Asta este mesajul de bază. Respectiv, ne vedem vineri cu cele 7 universități. Iunie-iulie revenim în formatul ăsta cu domnul prim-ministru, dar până atunci noi ne pregătim pe ceea ce ne-ați solicitat dumneavoastră și eu am să vă invit, poate săptămâna viitoare, cel mult peste o săptămână, poate vă mai meditați, să ne gândim de comun la niște indicatori care să ne permită să monitorizăm evoluția lucrurilor în învățământ superior. Dacă este bine așa sau dacă sunt propuneri, domn Ceban, colegi. Domnul ministru, mulțumim frumos pentru deschidere. Deci am discutat toate subiectele, ați dat răspuns la toate întrebările. Noi știm ce trebuie să facem. Vineri, într-adevăr, o să discutăm ce avem discutat și ne punem iarăși niște strategii, niște obiective pe viitor. Pe parcurs suntem gata într-așa o modalitate să conlucrăm, să prezentăm întrebările comune pentru noi toți și unde sunt întrebări, poate și soluții respective la toate acestea, într-așa mod ca să avem un dialog conlucru. De conlucrare foarte serioasă, așa, și dezvoltare. Mulțumesc! Și poate un lucru pe care v-ați și menționat, deci banca vine în tot luni. Noi deja ar trebui să partajăm aceste resurse, eventual, pe anumite priorități. E vorba de infrastructură, e vorba de digitalizare, e vorba de creșterea capacității managementului financiar, sau de cercetare. E bine de pe acum să ne gândim toți împreună, fiecare parte, ce necesități instituționale sunt, cum acele necesități se aliniază obiectivelor de bază, atrage mai mulți studenți ai noștri, atrage mai mulți studenți străini, a crește calitatea și a crește limitul. Cât mai mult aceste priorități vor bifa aceste elemente, cu atât mai finanțabil va fi o propunere sau alta și vă încurajez să discutăm și lucrurile astea, ca să fim pregătiți și să nu ne atunci timp să îndrăgem noi ca minister, mai întâi să discutăm și pe aia să facem.
Domnul ministru, aici în contextul ăsta, ați menționat inclusiv proiectul Băncii Mondiale de Învățământ Superior și ați adăugat cercetare. Poate ar fi oportun, eu înțeleg că toate sunt credite contra statului de studiat, poate la fel cum este proiectul Învățământ Superior, și a început de a ne gândi la un proiect de cercetare inovare. Dar trebuie cumva de cuplat, fiindcă 30 de milioane nu știm unde se cheltuie. Adică noi vrem să investim în exterior, dar în contextul și reforme automate de privire cu instituțiile de cercetare, poate un proiect destinat pur cercetării, să începem să ne gândim. Eu înțeleg, e un proces de un an, doi, dar fix așa cum și domnul Șoară a plecat cu învățământ superior încă în 2017-2018, se concepea, eu țin minte și eu am avut întâlniri cu reprezentanții băncii, ca în sfârșit el să fie pornit. Poate ar fi timpul să ne gândim și la un proiect pe inovare, dezvoltare, cercetare, la nivel de întreaga țară, pe sistem. Domnul ministru, se poate o întrebare. Rectorul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Victoria Melnic. Învățământul artistic face parte din sistem sau suntem pe din afară? Fiindcă la moment noi cumva permanent rămânem pe din afară. În proiectul Băncii Mondiale n-am intrat fiindcă nu avem 1000 de studenți și tot așa mereu cumva să știm unde ne aflăm, care sunt perspectivele pentru noi. Mersi. Cred că trebuie să luați dumneavoastră o decizie unde preferați să fiți, la care minister. Asta e în primul rând. În al doilea rând, se întâmplă lucruri extraordinare pe industriile creative și la Creangă și la USM. Și m-aș fi așteptat să întâmple la dumneavoastră, inclusiv. Dar au existat deschidere și capacitate. De asta noi suntem gata să investim, dar dați să vedem în ce investim și cum facem ca să existe multiplicare. Pentru că elemente de design și așa puteau să se întâmple, cred că, și la arte. De aia, decizia numărul unu e să discutați cu ministerul, să vedeți unde se mai potriviți să fiți. Și decizia numărul doi e viziunea de dezvoltare a universității. Iarăși, întrebarea e aceeași. Investim pentru ca să devenim mai competitivi, să atragem mai mulți studenți, să oferim specialități noi, să putem să atragem studenți străini și așa mai departe. De aia, atâta timp cât există, când există o viziune, noi suntem gata să discutăm. Și putem să continuăm discuția și împreună cu Ministrul Culturii la subiectul ăsta, că și dumnealui îmi semnala același lucru recent. Domnule, cu titlu de precizare, doar că îți spune de măsură nepopulară cu sindicate. Noi, am de cercetători, cei de parte cercetare, această prevedere este foarte clar stipulată în articolul 299 în codul muncii cu concediile. Deci ei aveau, independență de titlurile științifice, 42 de zile doctori reabilitați, 40 sau 38 de zile doctori și 32 ceilalți cercetători. Ideea care este? Că cercetătorii sunt, aici nu poate să fie măsură nepopulară și sindicatele se opună, pentru că deja ei în sistemul ăsta au lucrat toate instituțiile atât timp cât eram la Academia de Știință și la Ministerul Educației și știu de lucrul ăsta foarte bine și noi avem contract cu Ministerul Educației pe program de cercetare, care el nu poate stea, nu e vorba că vara să nu lucreze, dar el nu poate stea 62 zile în concediu. El e cercetător, profesorii da, și-au terminat lecțiile și-au plecat. Și al doilea moment, pentru că eu mi-am adus aminte, noi tot discutam când făceam aceste propuneri cu domnul președintele Consiliului, mi-a ieșit din cap, cer scuze, domnul președinte, pot să adaug acum, legea contabilității și raportării financiare ne impune, inclusiv pe noi universitățile, ca entități corporative mari, deci din domeniul publice, să facem auditul anual. Și mie nu mi-e clar de ce noi trebuie să consumăm banul public, deci, sau ministerul să ne asigure cu acești bani, sau mai bine zici, noi să fim exonerați de această obligație. Pentru că noi avem inspecție financiară, avem curte de conturi, avem tot felul de conturi, raportăm la minister și mai bine un agent privat și el să-mi facă audit și o să mai cheltuie încă 200.000 de lei. Pentru ce? Eu asta nu înțeleg. Înțeleg întreprinderile cu capital de stat.
Înțeleg, întreprinderile, deci, dar universitățile, atât timp cât suntem sub monitorizarea, eu nu văd necesitatea să cheltuim același ban public pentru un beneficiar a sectorului privat în persoana unei societăți de audit. Mulțumesc. Și domnul ministru, chestia cu ANACEC-ul, iarăși, este una foarte importantă. Noi depindem foarte mult de procesele care se desfășoară la ANACEC. Inclusiv, uitați-vă, o explicație că a scăzut în perioada 17-18 rata de absolvire, se datorează inclusiv și proceselor bune în acest sens, de acreditare pe partea de calității, s-au impus niște restricții mai serioase. Deci, cumva, nu o disprut în totalitate, dar așa concep ca fabrică de diplome sau înmânarea în stânga, în dreapta, cel puțin în universitățile de stat este controlat, că fiindcă sunt procesele verificate și noi am pățit-o unele universități că în anumite programe de studii nu au trecut acreditarea, că nu făceau față cerințelor. Dar pe partea de ghidul de evaluare, deci noi suntem în întârziere cu acreditarea programelor, deci sunt de 3 ani, de 5 ani, mai că nu ne-am trezit că nu din vina noastră, dar sunt programe și celălalt universități la fel, care din lipsa capacității ANACEC-ului să desfășoare procedura de acreditare, nu a fost făcută. Și acum, cumva, un mesaj, păi, la admitere, programele care le-au expirat acreditare și voi n-ați avut grijă să le acreditați, nu sunt incluse. Bine, că problema s-a rezolvat, dar în sensul că, în mod normal, după buchea legii, așa trebuia să se întâmple. Doi, ghidul de evaluare, metodologia de evaluare a calității, se bazează pe niște prevederi mai vechi. Vă dau un exemplu, se cere până la urmă, într-un standard, acum nu mă țin minte, 100% cei care predau să aibă titlu. Păi da, dar codul educației spune că și artiștii, maestri în artă sau schimbările mai recente, cei din IT sau din arte, pot fi invitați din industrie să predea, ceea ce e un lucru super fain. Eu, de fapt, mi-aș dori ca toate industriile să fie eligibile acestui tratament și senatele au discernământul să spună, uite că noi angajăm, hai, 10%, 15% de oameni din industrie să vină să predea cursuri, dar ghidul în continuare e neschimbat. Deci, dacă să ne uităm mot-a-mot la acele standarde, noi trebuie să le îndeplinim și e suficient unul sau două standarde să nu fie îndeplinit în totalitate și noi nimerim într-o problemă. Să intervenim deodată. Deci colegii sunt în procesul de revizuire a metodologiei, înțeleg că o să ofere spre consultări, o să pornească consultările când? Da. Cam când? Cam și când? Multe prevederi deja este, sunt... Procesul dumneavoastră astăzi este deja nou. Deci noi vă rugăm să implicați în procesul de feedback. Da. Într-o... Cât putem? Două săptămâni? Mai devreme, nu. Putem într-o săptămâni? Ok. Bun. Acum, cu titlul general de informare pe ANACEC. Deci, în primul rând, noi am schimbat componența comisiei de concurs și Consiliul Rectorilor urmează să delege o persoană. Acolo nu există o procedură prin care Consiliul Rectorilor ia această decizie. Urmează poate noastră să stabiliți prin dispoziția președintelui Consiliului sau prin vot comun, vot secret. Aici rămâne să aveți o procedură prin care să delegați o persoană. Noi... cred că m-am scris deja și o scrisoare. Sau urmează joi să vă expediem o scrisoare prin care să vă rugăm să delegați. Și o să pornim concursul la ANACEC și pentru Consiliul de Conducere. Și atunci, dacă aveți colegi care îi vedeți ca fiind buni și meritoși, încurajați-i să aplice în Consiliul de Conducere, instituție într-adevăr cheie, care va trece prin, și printr-o procedură de restructurare până la final de an. Noi am ieșuat la capitolul evaluării IENCA, am primit răspunsul final, nu am trecut, am întrunit criteriile ca să fim, ca în acea cu să fie recunoscut în calitate de agenție europeană de acreditare și va fi nevoie de o reorganizare pe baza recomandărilor care ne-au venit, care în mod normal ar trebui să facem până la final de an, dar în același timp ca să intrăm totuși în normalitate, să nu mai avem interimate, desfășurăm și concursul. Regula este acum asta care dumneavoastră ați anunțat-o, cei care au depus la acreditare cel puțin vor avea posibilitatea să aibă locuri la admitere, pentru că și noi recunoaștem că avem o problemă
pe partea noastră administrativă de procesare și a ANACEC-ului de procesarea dosarilor. Noi n-am cerut acum toată lista, să ne uităm cât de mare rând, cine și când a depus. Și un alt element care poate merită precizat ține de titlurile de doctor. Titlurile de doctor, da? Noi să mă corectați, tezele. Expira în luna iunie. Când expira? A, 30 de iunie. Asta e pe cercetare serică. Și iarăși, pentru comisiile de profil nu s-au întrunit din anumite motive și așa mai departe, noi probabil o să extindem cu jumătate de an, ca să cunoașteți cu titlul general de informare. Dar vă rugăm să nu facem compromisuri pe calitate. Și la dumneavoastră se referă, pentru că noi am văzut deja niște teze care mi-au semnalat anumite probleme. Domn ministru, de asemenea, o mică doleanță, cel puțin, a apărut ieri. M-au sunat câțiva profesori de fizică și mi-au spus că, la nivel de zvonuri, că s-a schimbat și domnul Șarov același lucru a fost contactat, că la nivel de fizică se lucrează asupra unui nou curriculum gimnazial. Noi, ca universitari, depindem foarte mult de ce se întâmplă în preuniversitar. Și iarăși eu n-am văzut acea propunere de modificare a planului curricular. Dar din câte mi s-a spus, și de obicei nu-mi place să comentez zvonurile, că s-au mai tăiat ore la fizică, chimie, ceva. Deci n-am fi dorit ca la etapa de proiectare, de asemenea, să fie invitați reprezentanții universităților, ca să ne expunem și noi cuvântul, fiindcă noi depindem de preuniversitar. Depindem de ce cunoștință au copiii la mate, la fizică, la chimie, biologie și orice intervenție la nivel curricular ar trebui să fie discutate nu doar la etapa cumva finală sau de avizări publice, dar și la etapa de proiectare. Noi am avut așa experiență, inclusiv cu planurile la liceu, ni s-a pus deja că ele au fost elaborate, noi ne-am expus negativ pe anumite aspecte legate de fizică, chimie, biologie, dar care, până la urmă, nu au fost luate în calcul, că eram deja la sfârșitul nunții. Cații, noi am avut sâmbătă o primă discuție cu privire la conceptul de dezvoltare curriculară. Am fost prezenți cu majoritatea autorilor de curriculum. Noi am prezentat un document și noi o să-l publicăm astăzi și o să puteți să-l vedeți. El este un concept care schițează cumva principiile de bază care vor sta la fundamentul dezvoltării curriculare până în 2027. Acolo nu există nimic acolo există un model de plan cadru de alternativă care noi vrem să putem să-l oferim pentru acele instituții de învățământ care o își asume. Esența planului cadru de alternativă e o mai mare pondere a disciplinelor la lege și a disciplinelor opționale, în special la liceu. La gimnaziu este propunerea de a face știință până în clasa 7-a din perspectiva interdisciplinarității, dar asta e un plan cadru pentru școlile care vor vrea să-l ia. Nu este nicicum unul obligatoriu. Iar la liceu oferta este din 30 de ore de studiu, 15 obligatorii și 15 la alegere, cu opțiunea de a face și 4 lecții de fizică pe săptămână și 5 lecții de matematică și 4 lecții de chimie în fiecare săptămână, dar la discreția instituției de învățământ sau a copilului, și asta sperăm noi că o să duc poate și la o profilare a unor instituții care o să vorbea, de exemplu, și au un profil mat-fizică sau, în general, opțiunea pentru elevi de a alege ceea ce le place. Un alt element la care merit cu toții să ne gândim în același context, dar noi curriculum nou vom avea în 2027. Deci asta e un proces lung, care noi îl pornim acum, cadrul de referință numai de vreme de luna septembrie-octombrie, avem vreo 4 luni de discuții. Acea idee care ați mai sugerat anterior cu un plan cadru, cu un profil general, mai bine spus. Noi am putea să explorăm această opțiune pentru școlile cu mai puțin de X număr de copii, de exemplu 300 de copii, care noi știm că nu au cum oferi 2 clase de liceu, să avem un profil general cu mai multe ore de matematică și poate alt știință, ca totuși să-i pregătim mai bine și pentru o altă opțiune, pentru că nu este vina lor că în școala de unde vin nu există suficienți copii ca să poată să aleagă între două profiluri la această etapă. Doamna Gașitoi, rugăm. Da, vă mulțumesc mult, stimate domnule ministru. Eu vroiam doar o mică precizare referitor la ultimul subiect inclus aici în lista de probleme la universitățile regionale. Cu siguranță că noi ne bucurăm foarte mult pentru schimbările care se întâmplă în Chișinău,
atunci când fuzionează două instituții, una formată devine mult mai puternică, noi fiind în regiune, chiar să vrem să fuzionăm cu cineva, dar nu avem cu cine, pentru că nu există o altă instituție de învățământ superior în regiune și realmente ne vine foarte greu să concurăm inclusiv pe indicatorii de performanță, dar chiar și fără proiecte finanțate din partea statului pe cercetare, că colegii cunosc situația cu ultimul concurs care a fost, avem potențial de cercetare, fiind pe locul 5 la ponderea conducătorilor de doctorat cu doctoranți reali, așa cum s-a calculat în acest an, sau atrăgând resurse financiare considerabile și pe internaționalizare și pe proiectele internaționale. Noi suntem pe locul 3 după UTM și USM, proiecte Orizont suntem pe locul 3 după UTM, USM împreună cu alte două instituții și chiar și după performanța activității științifice cu finanțare practic zero pe cercetare, suntem pe locul 6, dar am lăsat și în urmă universității puternice din Chișinău. Și pe urmă, dacă ne uităm la rata de angajare, apropo, a instituțiilor care au format acea medie de 42%, se datorează instituțiilor regionale, pentru că pe locul întâi cu 66% este Universitatea de Medicină, urmată de Universitatea din Comprat, Universitatea din Cahul și Universitatea din Bălți. Prin urmare, absolvenții noștri sunt importanți pe piața muncii, ei sunt cei care se integrează și își găsesc un loc de muncă și, pe de altă parte, Chișinăul devine ultra-atractiv. Acum eu spun ca locuitor a municipiului Bălți, născut în Bălți și cu regret municipiul nostru nu se dezvoltă așa cum mi-aș fi dorit eu și asta e o problemă nu de un an, de doi și nu știu din ce motiv niciodată Bălțul nu s-a înțeles cu orice partid care a fost la guvernare. Întotdeauna noi am fost în opoziție și asta e o problemă a regiunii noastre, întrucât putem să constatăm și o depopulare a regiunii și o degradare, pentru că drumuri probabil mai oribile ca în Bălți nu sunt în alte localități și din acest motiv nu ne este foarte greu să concurăm cu Chișinăul și dacă ne uităm la indicatorul candidației la admitere, noi suntem pe locul 8, pentru că la noi vin cei care sunt cei mai slabi, nu din cauza că universitatea nu este performantă, nu din cauza că universitatea nu-i convinge că merită să rămână în localitate, din cauza că Bălțul nu are o arenă Chișinău, Bălțul nu are cinematografie, Bălțul nu are sistemul medical la nivelul Chișinăului, nu are parcuri, nu are multe, multe alte puncte de atracție, pe cele pe care le are Chișinăul. Și de aceea, cumva, pe mine, sincer, m-a întristat foarte mult, pentru că noi avem o tradiție de peste 78 de ani, 79, în formarea profesorului și eu mi-aș fi dorit ca de la arena Chișinău, domnul ministru spune, dacă sunteți în regiune, rămâneți la Bălți și faceți pedagogie, universitate bună acolo. Real, îmi splâng, domnul ministru, nu se poate așa. Eu m-am întristat foarte mult, pentru că noi avem nevoie de un cuvânt, nu de bani, vă cer un cuvânt pentru regiune. Mulțumesc! Doamna Caștoi, noastră cred că sunteți printre principalii beneficiari din proiectul Băncii Mondiale, ca volum de investiții și în colegiu, și în universitate, așa că și Nortecul, care s-a deschis la dumneavoastră, și acea finanțare complementară, care noi v-am oferit-o pentru a acoperi costurile de Nortec, așa cred că de investiții, în ultima perioadă de timp, universitatea se bucură suficient. Lumea care a vorbit la arenă pe scenă au fost doi absolvenți la Bălți, ambii, și în română și în rusă, ambii foarte buni, pedagogii ai anului, lucru cu care vă felicităm. Și noi să continuăm să investim, dar vrem cu toții să vedem care este strategia de dezvoltare a fiecare universități și în ce investim. Și trebuie să ne spuneți dumneavoastră care sunt prioritățile, cum se aliniază cu ceea ce se întâmplă în regiune. Aveți o zonă economică liberă de mare perspectivă acolo, care trebuie consolidat colaborarea. Un început bun la Nortec, dar este mult spațiu de îmbunătățire. Deci noi suntem mai mult decât deschiși din următoarea tranșă să investim și nu doar în Bălți. Am avut o discuție bună și la Comrat când am fost și la Cahul, sub priorități concrete legate de obiective concrete. Mulțumim! Colegi, dacă mai sunt comentarii, dacă nu, atunci ne revedem vineri, peste două săptămâni priorități și iunie-iulie cu domnul prim-ministru.